Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție Rezistența 360. Astăzi, în prima ediție a anului 2018, îl avem ca invitat pe domnul procuror șef Romulus Varga. Bună seara și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Vom discuta despre modificările pe care puterea actuală încearcă să le impună la codurile penal și de procedură penală și vom discuta despre de ce ne interesează pe noi ca cetățeni lucrurile astea, cum ne impactează și cât din ceea ce s-a vehiculat în ultimele săptămâni în presă este adevărat și nu este adevărat, cât ar trebui să ne sperie modificările astea sau poate chiar nu sunt atât de rele. Aș vrea să începem pentru a construi o bază cumva comună de discuție prin a vă ruga să ne spuneți ce înseamnă în termeni normali, uzuali, procuror șef al secției de urmărire penală din cadrul parchetului de penal, Curtea de Casație și Justiție. Pe legislația mai veche, pe legea 92/1992, parchetul general se numea chiar așa, parchet general. Acum a rămas doar cu denumirea colovială așa, se numește oficial parchetul de penal al Curții de Casație și Justiție. Personal preferam versiunea anterioară, dar asta e formula aleasă, spunem parchetul de pe lângă care instanță funcționează unitatea respectivă. În cadrul fiecărui parchet din țară, inclusiv în cadrul parchetului general, există niște procurori care sunt specializați pe efectuarea anchetelor în cauze penale, alți procurori care sunt mai mult sau mai puțin specializați pe participările în instanțele de în ședințele de judecată și în parchetul general fiind instituție aflată la vârful piramidei în sistemul parchetelor, mai sunt și niște structuri adiacente de resurse umane de cooperare judiciară internațională. Deci eu sunt practic în prezent la șefia secției care face anchete în cadrul parchetului general. Înainte să discutăm despre modificări, aș vrea să vă rog în tot așa în puține cuvinte să ne spuneți ce e cu codurile astea, ce sunt codurile penal și de procedură penală, care sunt diferențele dintre ele și de ce ar trebui să ne pese nouă foarte tare de ce se întâmplă cu ele. Bun. Hai să merg un pic și mai în spate și să vă spun ce sunt procurorii. Foarte pe scurt. Constituția introduce conceptul de minister public. Spune că ministerul public este constituit din procurori. Deci e o noțiune conceptuală care nu este un minister în sensul executiv al cuvântului. Ministerul public nu este un minister în cadrul Guvernului României. Este doar o noțiune conceptuală, repet, care înseamnă totalitatea procurorilor din România. Noi, toți procurorii, formăm această noțiune conceptuală care se numește Ministerul Public. Potrivit Constituției, Ministerul Public, respectiv procurorii, reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept și drepturile și libertățile cetățenilor. Am ținut să fac precizarea asta, pentru că noi nu suntem niște, așa cum ar crede unii, niște indivizi puși pe rele care vor să acuze infractori care poate sunt dovediți, poate nu sunt chiar atât de dovediți, nu ne-ar interesa foarte tare lucrul acesta. Nu, e greșit lucrul. Asta spune chiar Constituția și asta e ceea ce suntem și ăsta e lucru pentru care am depus un jurământ și pentru care mergem dimineața la serviciu. Să apărăm interesele generale ale societății, să apărăm ordinea de drept. Asta înseamnă că vom lucra și împotriva cetățeanului, dar vom lucra și pentru cetățean deopotrivă. Iar dacă o persoană este suspectată de comiterea unei infracțiuni, noi suntem cei care avem obligația să administrăm probe și care îi sunt în defavoare, dar și probele care îi sunt în favoare. Și facem lucrul acesta. Fără să fie nevoie de presiunea unui avocat sau de presiuni de altă natură. Ăștia suntem. Nu suntem niște gardieni ai ordinii publice de pe străzi. Suntem magistrați și apărăm ordinea de drept și interesele și libertățile cetățenilor. Acum, ajungând la codul. Cele două coduri sunt două cărți care ne guvernează activitatea. Codul penal este
o lege organică, este o colecție de definiții de conduite antisociale. Acolo aflăm, și acolo poate să afle orice cetățean, ce este considerat antisocial cu valențe penale, ce tip de comportament este considerat a fi o infracțiune și atrage răspunderea penală, odată ce s-a dovedit vinovăția persoanei. Deci acolo avem conduita pe care nu trebuie să o avem în societate și în cazul în care o avem, vom fi trași la răspundere penală. Iar codul de procedură este cartea care ne învață cum anume are loc procesul penal, cum anume, care sunt regulile după care investigăm și încercăm să dovedim vinovăția sau nevinovăția unei persoane. Și, eventual, ajungem la condamnarea și executarea de către persoană. Revenind la definiția procurorului pe care mi-a dat-o un pic mai devreme, una dintre informațiile vehiculate în spațiul public în ultima perioadă a fost că există cumva percepția faptului că anumiți procurori, anumiți magistrați, ar prefera mai degrabă să aibă pe conștiință un nevinovat decât să le scape printre degete un vinovat. Nu cred că există asemenea procurori între noi. Fără îndoială, orice sistem este perfectibil, orice sistem format din oameni va avea și are neajunsurile, până la urmă, naturii umane și pot să apară excese. Dar nu cred că există procurori care cu bună știință sau acceptă cu o ușurință excesivă posibilitatea ca persoana trimisă în judecată sau condamnată, eventual, să fie nevinovată. Nu cred că există spaimă mai mare pentru orice procuror din țara asta în contextul statutului și al atribuțiilor de serviciu, decât ideea de a fi trimis în judecată și a fi obținut condamnarea unui om nevinovat. Deci, cu siguranță, funcționăm toți după principiul, și nu e un slogan, ca mai bine să iasă 100-1000 de vinovați decât să fie condamnat un nevinovat. De asta sunt sigur. Excese se poate să fie apărut, sistemul trebuie să le sancționeze, pachetul de legi care guvernează justiția trebuie să fie apt să-i elimine, să-i expulzeze din sistem pe cei care fac niște excese care merg dincolo de neglijența umană firească. Și mai vreau să continui aici un pic. Sistemul judiciar în orice țară civilizată este construit pe ideea că se poate greși. Deci, se vorbește foarte mult despre erori judiciare, despre cât de grav este când se comite o eroare judiciară și incontestabil este extrem de grav. Dar construcția sistemului are la bază premisa că în exercitarea actului de justiție, magistrații pot să facă o greșeală. Cu bună credință, pe baza probelor pe care le au la dosar, pe care au reușit să le administreze și pe care le interpretează coroborat, pot să facă o greșeală. Lucrul acesta e valabil în orice stat civilizat și expresia acestei premise pe care este construit sistemul judiciar este faptul că avem remedii pentru eventualele greșeli care se fac. Avem căi de atac. Nu există nicio procedură care să nu aibă deschisă calea unei contestații, unui apel, unui recurs pentru a putea îndrepta o eventuală greșeală care s-ar fi făcut. Nu suntem infailibili, dar sunt convins de faptul că dacă am încercat să facem o aplicație pe telefon sau pe un supercalculator în care să introducem, să bifăm niște elemente constitutive ale unei infracțiuni și să arătăm că, uite, asta e îndeplinită, asta e îndeplinită, în încercarea de a înlocui oameni în înfătuirea actului de justiție, erorile ar fi infinit mai mari și mai multe. Ce se întâmplă în cazul în care un magistrat face o astfel de eroare și se dovedește că a închis pe nedrept o persoană care nu era vinovată, dincolo de procesele interne de conștiință, ce pățește un astfel de magistrat? Partea are la dispoziție acțiunea împotriva statului om pentru acea evaluare judiciară. Deci o persoană care a fost condamnată, eventual a executat o pedeapsă privativă de libertate, poate
acționa în judecată statul, în mod direct, prin Ministerul Finanțelor, statul ca garant al, al drepturilor cetățeanului care a fost prejudiciat prin asemenea eroare judiciară. De ce legea nu recunoaște dreptul la acțiune în mod direct împotriva procurorului? Pentru că procurorul poate, e, poate să fie solvabil, mai mult sau mai puțin, ori statul este întotdeauna solvabil și omul își va putea primi despăgubirea care îi se cuvine fără executări civile împotriva unui procuror din, de la Parchetul Judecătoriei Măcin, care locuiește în chirie și are un salariu care nu ar satisface pretențiile materiale ale persoanei prejudiciate. În măsura în care acel procuror sau judecător se dovedește că și-ar fi îndeplinit atribuția de serviciu cu rea credință sau cu gravă neglijență, statul se poate apoi îndrepta împotriva acelui magistrat pentru a recupera plata făcută către cetățean. Evident, mai există abatere disciplinare, există răspundere disciplinară pentru magistrați care pot fi sancționați cu diferite sancțiuni care merg până la excluderea din magistratură. Și mai există răspunderea penală, evident, pentru infracțiunile legătură cu serviciul. La nivel individual. La nivel individual. Autoritățile publice, parchetele ca instituții, nu pot fi trase la răspundere penală. Care a fost cel mai dificil dosar la care ați lucrat până acum? Poate cel cu încărcătura emoțională cea mai mare și cu presiunea emoțională a publicului cea mai mare a fost cel în legătură cu Ionuț Angel, copilașul ucis de câini în București. A fost greu. A fost greu și din, în primul rând din cauza presiunii emoționale a bucureștenilor, a românilor în general, care vreau justiție, vreau sânge, în sens vreau să cadă capete. A fost dificil din acest punct. Și cum s-a soluționat? Avem o condamnare definitivă, o persoană fizică și două persoane juridice condamnate definitiv. Cum ar fi arătat sau cum s-ar fi încheiat cazul acesta dacă la momentul respectiv ar fi fost în vigoare un cod penal și un cod de procedură penală care se includă modificările de astăzi? Ar fi fost mult mai dificil, fără îndoială. Am folosit poate o să intrăm într-un moment ulterior al discuției și în detalii, deși cel puțin ultimele două cazuri care au reprezentat niște factori afectogeni puternici, au trezit reacții emoționale puternice în rândul bucureștenilor în mod deosebit, au arătat că cel puțin probele cu înregistrările video sunt necesare în procesul penal. Deci, aici exemplele sunt de prisos, dar da, și în acel dosar am folosit înregistrări video de pe camere de supraveghere și ar fi fost mai greu fără ele. Am folosit constatări sau constatări tehnico-științifice, așa cum se numeau pe codul de procedură penală vechi, pentru a încerca să stabilim diferite lucruri. Am avut în vedere inclusiv încercarea de a face o constatare pe ADN-ul canin al câinilor care au atacat minorul pentru a compara ADN-ul lor cu ADN-ul minorului și alte constatări de natură traseologică pe amprenta mușcăturii fiecăruia dintre câini raportat la multitudinea de plăci mușcate de pe corpul copilului. Am făcut o serie de lucruri care ar fi mult, mult mai dificil de realizat pe codul în formula propusă de Parlamentul. Asta nu înseamnă că nu, în ipoteza în care ar intra în vigoare asemenea modificări, nu am continuat să combatem infracționalitatea și nu am reușit să o facem într-o oarecare măsură. Dar
Suntem aici într-un studio, facem televiziune live pe Facebook, un lucru care în urmă cu 10 ani era probabil inimaginabil, de pe un telefon să fii deținătorul propriei televiziuni. Imaginați-vă că ar veni cineva, ar da o bulă parlamentară și ar spune că de mâine comunicarea cu publicul se va putea realiza doar prin doar oral, prin ziare pe hârtie și prin semnale cu fum. Ar fi un regres greu de digerat, greu de înțeles. Am comunicat în continuare, ne-am găsit unii pe alții în continuare, dar ar fi mult mai greu să o faceți treaba pe care o faceți. Așa. Urma să ajung un pic mai târziu la asta, dar pentru că ați dat exemplul ăsta, aș vrea să citesc un mesaj, un citat. Excluderea camerelor de supraveghere din mijloacele de probă ar duce înapoi sistemul judiciar cu 20 de ani. Este lucru pe care l-a spus șeful serviciului omorul din Poliția Capitalei, comisarul Radu Gavriș, în urmă cu puțin timp, iar astăzi, aparent, cu prima ocazie care s-a ivit, ministrul de interne Carmen Dani a cerut să facă un pas în spate. Da. Cel mai tehnic din lista de mijloace de probă, codul de procedură penală prevede o listă de mijloace de probă. Spune prin ce tipuri de mijloace poți să dovedești tu, ca procuror sau polițist, o infracțiune. Și ai acolo declarația inculpatului, declarația persoanei vătămate, expertiza, fotografiile, procesul verbal, nu știu dacă îmi scapă ceva acum. Pe codul în vigoare, după această listă de mijloace de probă, mai avem o literă care spune și orice alt mijloc de probă care nu este interzis de lege. Asta spune codul actual. Legiuitorul care încearcă să impună aceste modificări, spune, doamne, nu-i regulă asta cu orice alt mijloc de probă care nu este interzis de lege, pentru că nu e suficient de clar. Și nu este în regulă să tragem oameni la răspundere penală pe lucruri insuficient de clare. Doar că prin această eliminare și prin încă o modificare propusă, elimină voit sau nevoit, inclusiv registrările video din camerele de supraveghere ale unui bancomat, ale unui magazin, ale unei asociații de proprietari. Prin această eliminare ajungem în situația în care cel mai tehnic mijloc de probă, în era cloudurilor, a bitcoinului și a comunicărilor de genul acesta, cel mai tehnic mijloc de probă ajung să fie fotografiile. De ce un asemenea pas înapoi? De ce facem un asemenea pas înapoi? Este inexplicabil. Dacă s-ar fi făcut cumva invers, pe dos, și de fiecare dată când tehnologia ar fi evoluat și mai apărea un nou mijloc de comunicare, nu știu, să modificau codurile în momentul în care apăru faxul, după care să mai modificau o dată când a apărut e-mailul, pentru că nu a fost prevăzut în codul vechi. Cumva știu că pare un nonsens, dar avea cumva o logică ca pe măsură ce tehnologia evoluează și lucrurile pot să devină și mai eficiente, să ajustăm legislația în concordanță. Ce îmi spuneți acum e fix pe dos. Pe măsură ce tehnologia evoluează, noi încercăm să restricționăm numărul de mijloace pe care le putem folosi. Fără o justificare, până la urmă, și fără o explicație logică. Poate există o explicație, dar o vrem și noi. Nu cred că codurile pot să aibă nivelul de stabilitate în prezent. În lumea aceasta în care lucrurile progresează în lumea tehnică atât de rapid. Nu ne mai putem permite să știm codurile pe de rost și să rămână la fel 10 de ani cum era în urmă cu 20 de ani, de exemplu, când știam efectiv, procurorii și judecătorii știau codurile pe de rost pentru că nu comportau, nu sufereau modificări semnificative într-un termen scurt. Acum
soluția e să le lăsăm flexibile. Deci o asemenea prevedere de genul orice alt mijloc de probă care nu este interzis de lege trebuie să rămână. Pentru că altfel ajungem în situația în care tehnica vine peste noi, comportamentul infracțional se specializează, se ultra-specializează, se tehnicizează în pas cu evoluția tehnicii și noi rămânem în urmă. Rămânem firesc. Câte vreme vrem ca oamenii să se simtă într-un mediu sigur, într-un mediu liniștit, fericit, nu putem să fim întotdeauna cu mai mulți pași în spatele modului de lucru al infractorilor. Trebuie să putem să ne adaptăm. Și pentru asta avem nevoie de mijloace. În 2014 a intrat în vigoare codul penal care este în vigoare în acest moment și atunci s-au făcut mai multe modificări atât în codul penal cât și în codul de procedură penală. Este nevoie acum la 3 ani și ceva, aproape 4 ani distanță, de o nouă modificare a codurilor? Da. Este nevoie de modificarea codurilor și noi am cerut diferite modificări. Codurile sunt cel puțin perfectibile, au secțiuni în care se vede că nu s-a lucrat cu aceeași unitate de măsură și din cauza aceasta apar necorelări între diferite secțiuni și între diferite și între coduri. Ca urmare, au nevoie de modificări. Și salutăm intenția de a perfecta instrumentele cu care lucrăm. Dar ceea ce se întâmplă acum pare a fi diferit. Pare, nu știu dacă e așa, dar pare că această directivă 343/2016 referitoare la consolidarea prezumției de nevinovăție și la prezența acuzatului în cadrul procedurilor penale, care trebuie transpusă în legislația națională până în aprilie 2018, pare a fi un pretext. Neconvingător pentru a încerca să se forțeze trecerea unor modificări care nu au legătură cu ceea ce spune directiva. Dar și noi nu avem acum în legislația românească, nu sunt deja prinse prevederile pe care le include această directivă? Nu toate. Directivă? Nu toate. Și care e de fapt substratul? Nu vreau să devenim foarte tehnici, dar pe scurt, care e substratul apariției acestei directive? Am început la nivel al Uniunii Europene să lucrăm altfel decât cum cooperam cu state cu alte state europene sau cu state din afara Europei în materie penală. Cooperarea în materie penală, eventual arestarea sau extradarea unei persoane care se afla pe teritoriul unui alt stat era extrem de dificil. La nivelul Uniunii, pentru că e un spațiu mai intim între niște state prietene, mai legate între ele, au apărut niște instrumente mai fluide care să ne permită să combatem, să ne adaptăm faptului că se circulă liber și atunci trebuie să putem să și combatem infracționalitatea mai eficient. Și a apărut, de exemplu, mandatul european de arestare. Asta e un exemplu. Acest instrument și alte instrumente similare au la bază ideea recunoașterii reciproce și a respectului reciproc între state și între sistemele judiciare. Deci, pentru că ești în Uniune, tu, Ungaria, nu mă îndoiesc că ai un set de garanții, de drepturi procedurale, cel puțin, la fel de bun ca al meu din România. Ei, prietenia asta și încrederea asta reciprocă n-a funcționat întotdeauna la fel de bine. Statele au tendința să aibă impresia, sau autoritățile judiciare dintr-un stat au tendința să creadă că propriile legi, propriile reguli de drept sunt cumva mai bune decât ale tuturor celorlalți. Și atunci nu prea avem încredere unii în alții. Și a venit Consiliul Uniunii Europene și ne-a făcut o listă, și-a făcut o listă, de fapt, de garanții procedurale pe care trebuie să le uniformizăm cumva la nivelul statelor membre. Una din... pentru a ne asigura că atunci când punem în executare un mandat european de arestare sau un alt instrument de genul ăsta, în orice stat s-ar fi emis acel act, se va fi făcut cu respectarea setului de libertăți fundamentale, de drepturi fundamentale.
Ăsta e contextul în care am avut și alte directive care sunt menite să uniformizeze setul de libertăți și de garanții procedurale și apare această directivă cu prezumția de nevinovăție. Avem, fără îndoială, prevederi privind prezumția de nevinovăție, doar că trebuie să le adaptăm întru totul cerințelor din această directivă. Directiva conține un standard minimal. Consiliul Uniunii spune ăsta e standardul minimal. Cel puțin cel puțin în felul acesta trebuie să asiguri tu respectarea drepturilor persoanei acuzate în procesul penal. Dacă vrei să-i faci niște drepturi și mai largi de atâta, ești liber să o faci. Tu stai. Tu legiuitor național. Ei, din punctul ăsta de vedere, Parlamentul nostru are, fără îndoială, legitimitatea adaptării legii noastre naționale la acea direcție. Chiar are obligația să facă lucrul acesta. Ce ridică semne de întrebare este, ok, termenul aprilie 2018 e aproape, dar ce se întâmplă cu alte directive? Și dau un exemplu, directiva 949 pe 2015, care a avut termen de transpunere în legislația românească și a celorlalte state iunie 2017 și care nu este transpusă în legislația națională și care se referă la prevenirea utilizării sistemului financiar pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului. Pare că e un subiect destul de serios și care ne preocupă, mai ales în contextul global actual, și totuși nu am făcut comisii speciale, nu am explicat la televizor de ce este de importanță crucială să facem o comisie specială și să implementăm, să transpunem foarte repede o directivă. Deci, pare am văzut-o, n-am citit-o, dar probabil că nu favorizează pe cine trebuie. Pare a fi argumentul privind transpunerea directivei cu prezumția de nevinovăție, pare a fi un pretext. Dincolo de motivația pentru a face aceste modificări, mesajele pe care le-au transmis cei din actuala cadre de guvernare în spațiu public au fost vizibile, cum că aceste modificări au devenit prioritatea zero a coaliției de guvernare și se vorbește inclusiv despre posibilitatea scurtării vacanței parlamentare, astfel încât să organizeze o sesiune extraordinară, special pentru a putea face modificările acestea. Pe cine ajută aceste modificări? Mai degrabă pe victime sau pe inculpații? Fără îndoială ajută persoanele acuzate, suspecte sau inculpate în procese penale. Asta este preocuparea care, mă rog, ăsta este conținutul directivei. Directiva, cum spuneam, este parte dintr-o serie de directive care se referă la drepturile procedurale ale suspecților și inculpaților. Pentru a ne asigura că le respectăm drepturile procedurale. Deci, da, se referă la ei. Problema este cât de departe mergem. Spuneam că legiuitorul național are dreptul să meargă mai departe de limita minimă, de standardul minimal stabilit de legiuitorul european prin directivă. Deci noi putem să ne protejăm proprii inculpați mult mai bine conturat decât o face directiva. Și Parlamentul nostru național are dreptul să facă asta. Întrebarea e cât de departe poți să mergi, cât de departe vrei să mergi cu lucrul acesta. Și asta e o întrebare pe care mi-o pun eu personal. De ce n-am vrea să fim campioni la nu știu, la sistemul de educație din România? De ce nu vrem să ieșim în față cu asta și vrem să fim campioni la drepturile procedurale pe care le recunoaștem inculpaților? Ok, poate pentru că am ratat startul în materie de autostrăzi, de sistem de sănătate și de educație. Și acolo nu o să mai fim campioni. Dar, ok, deci vrem să mergem mai departe, să ne protejăm persoanele acuzate pentru că sunt cetățenii noștri și sunt prezumați nevinovați. Și e ok să-i protejăm. Dar cât de departe putem merge? Păi, directiva nu spune cât de departe poți să mergi. Dar, cred că limita vine din alte acte normative, inclusiv din Constituția României, unde limita e acolo unde intri deja în conflict cu drepturile și libertățile fundamentale ale altor persoane care poate nu sunt suspecți sau inculpați la un moment dat.
și au dreptul la a-și păstra bunurile, dreptul la integritate corporală pe stradă, dreptul la viață. Deci cred că dacă ajungem să interferăm cu aceste drepturi, trebuie să ne oprim cu drepturile procedurale ale inculpaților. Da, poate totuși există o urgență pe care noi, pur și simplu, nu reușim să o vedem. Există categorii defavorizate de cetățeni din toate punctele de vedere. Există o problemă, de exemplu, vizibilă și cunoscută de foarte mulți oameni cu condițiile de detenție. Există probleme absolut uriașe legate de reintegrarea în societate a oamenilor care au fost privați de libertate. N-am niște numere, n-am niște cifre, nu știu exact câți oameni sunt afectați de condițiile precare din penitenciare sau câți dintre ei recidivează pentru că nu, în societatea românească, nu reușesc să se reintegreze. Există o statistică, există un număr al oamenilor care au fost abuzați, defavorizați de actualul sistem penal, în așa fel încât să se creeze această nevoie absolut urgentă și importantă. Înțeleg de întrebarea a proteja drepturile? Înțeleg întrebarea și e relevant ce ați spus în legătură cu condițiile din penitenciare și cu posibilitățile de reintegrare. De astea sunt, nu știu dacă pentru inacțiunea mea ca stat de a fi asigurat niște condiții propice în penitenciare, soluția este să le luăm organelor de urmărire penală mijloacele și instrumentele care să le permită să prindă autori de infracțiuni grave. Nu știu dacă... Mi se pare că nu umblăm unde trebuie. Ok, instrumentul cu siguranță e evident că nu e potrivit, dar avem problema asta. Există o asemenea problemă de o asemenea învergură cu oameni care nu beneficiază de un tratament de urmărire penală corect? Asta e un lucru diferit. Deci, dacă lăsăm la o parte condițiile din penitenciar care sunt ulterioare exact activității procurorului, polițistului și instanței care îl judecă, cred că instrumentele pe care le avem sunt perfectibile, cum spuneam, dar nu cred că există o problemă la nivel de fenomen cu privire la excese pe care le-ar face organele de urmărire penală. Sigur, nu există. Pare că, sau cel puțin pe partea de aparență, cred că legiuitorul ar trebui să mai să manifeste mai multă atenție. Noi, de exemplu, în activitatea noastră avem niște obligații corelative. Avem obligația, pe de o parte, să ne facem cu bună credință și profesionist treaba. Pe de altă parte, avem și obligația să ne asigurăm că lăsăm impresia de imparțialitate, de echidistanță față de părțile din proces și față de dosarele pe care le instrumentăm. Cred că obligația de genul ăsta incumbă și autorității legislative. Trebuie să-și facă treaba cu bună credință și profesionist și trebuie să nu lase impresia că actele normative pe care le elaborează cu țintă. Deci, cred că dacă au elaborat cu bună credință aceste propuneri legislative, lucrurile nu par a fi așa. Deci, cred că mai au de lucrat fie la prima premisă, fie la cea de-a doua, la asigura aparența de echidistanță și de profesionalism. Și ar putea totuși să fie niște modificări bune, dacă nu indicate defectuos. Nu sunt niște modificări bune. Sunt niște modificări, unele de speriat, unele care nu au cum să treacă într-un stat civilizat. Și nu spun că nu trebuie să treacă. Nu, cred că au cum să treacă. Unele sunt bune între ele și în unele trebuie să ne mai întâlnim și să mai discutăm. Trebuie să întrebe specialiștii, să ne întrebe, ok, uite, ne-am gândit noi că proba asta trebuie scoasă din acest motiv.
poate exista un motiv pentru care ai putea, te-ai putea gândi cu bună credință că ar trebui eliminată acea probă, de exemplu, sau o anumită prevedere. Dar din cauza că nu ai, nu ești specialist în materia respectivă, poți să nu îți dai seama ce consecințe colaterale pe care nu le-ai anticipat poate avea o asemenea modificare. Deci vrem să fim întrebați. Ați atins un punct foarte sensibil, pentru că vorbeați despre acest dialog, despre a întreba specialiștii ce părere au despre niște modificări aduse domeniului în care lucrează și în care ei s-au specializat an la rând. Ori, cumva, ideea, imaginea unui dialog mi se pare foarte, foarte puțin probabil în condițiile în care peste 4.000 de magistrați au ajuns să protesteze public în fața tribunalelor împotriva acestor modificări și datorită faptului că nu sunt ascultați și că părerea lor nu este luată în seamă. Putem discuta despre un potențial dialog în contextul ăsta? Lucrurile n-au decurs bine în materia modului cum au fost elaborate cel puțin cele trei legi ale justiției, 303, 304, 307. Și din cauza asta există îngrijorarea la nivelul sistemului judiciar că și aceste coduri ar putea fi, s-ar putea încerca să fie trecute pe o procedură din aceasta scurtcircuitată, care ne îngrijorează și rezultatul ne-ar duce înapoi în timp și ar afecta în ordinea, nu numai ordinea de drept ca moțiune juridică, ordinea publică și siguranța cetățeanului. Vă spuneam și când am avut prima discuție în care v-am invitat să ne fiți parteneri de dialog în emisiune, că denumirea emisiunii Rezistența 360 vine cumva de la viziunea 360 pe care ne propunem și care presupune că încercăm să creăm punct de legătură cu toate mediile publice și politice din țară. Încercăm să avem puncte de vedere atât de la specialiști, cât și de la oameni din politică, cât și de la oameni cu experiență pe, în diverse domenii. Și cumva, în același spirit de 360 de grade, aș vrea să discutăm puțin despre modificarea articolului 4 din Codul Penal, pentru că am punctat până acum, le-aș spune, tentative de îngrădire cumva a libertății de instrumentare a cazurilor pentru specialiști. Am discutat deja despre tentative de, aparente tentative de intimidare a oamenilor din sistem care au avut curajul să vorbească foarte clar și explicat și să spună că introducerea acestor modificări ne duce cu 20 de ani în urmă. Ar mai fi cumva ceva în bucla asta și aș vrea să citesc modificarea în cauză. Este vorba despre adăugarea unui aliniat care spune așa: în cursul urmăririi penale și al judecării cauzei în procedură de cameră preliminară sunt interzise comunicările publice, declarațiile publice, precum și furnizarea de alte informații, direct sau indirect, provenind de la autorități publice sau orice alte persoane fizice sau juridice, referitoare la faptele și persoanele ce fac obiectul acestor proceduri. Încălcarea acestei obligații reprezintă infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale. Nu discutasem până la momentul ăsta despre independența presei și despre tentativele de a suprima orice modalitate a presei libere, de a comunica astfel de informații și de a trage semnale de alarmă asupra unor oameni care, așa cum ați spus și dumneavoastră, ajung în această ipostază în urma unei analize foarte bine documentate. Nu se pune eticheta de urmărit penal pe un cetățean, presupun, în primele 5 minute de la suspiciune. Există o procedură mai lungă până în momentul în care ajunge să discute în spațiu public despre așa ceva. Însă modificarea aceasta spune că până când nu se trece în etapa a doua a urmăririi penale, nici măcar nu se mai poate menționa numele persoanei respective în spațiu public. Este o măsură de protecție normală a persoanei respective? Pe textul directivei despre care vorbeam, este excesiv. Este ok să nu permiți reprezentantului autorității publice să facă referiri la o anumită persoană în așa fel încât să-i inducă ideea că ar fi vinovată acea persoană.
nu este interzis să faci referiri la persoane și să spui că o anumită persoană a fost pusă sub acuzare. Nu ai voie însă, prin modul în care formulezi această comunicare publică, să acreditezi ideea că persoana respectivă e vinovată. Deci asta pe de o parte. Directiva e clară a face această distinție și directiva după aia vine și mai completează ceva ce lipsește din acest set de modificări propuse. Faptul că atunci când a ieșit public cu niște informații pentru, din considerente de ordine publică pentru a prinde un infractor, de exemplu, cu o înregistrare video care îl surprinde pe un infractor neidentificat, încă spune directiva că poți să dai o asemenea înregistrare și o înregistrare în care, eu știu, un anumit grup de populație este în pericol ca urmare a comiterii unei infracțiuni de mediu, de exemplu, poți să spui, să dai informații, în așa fel încât persoanele respective să se pună la adăpost. Ori propunerile acestea nu menționează nimic, nicio excepție. Mai mult spun că orice încălcare a acestei obligații este infracțiune. Deci o duce lucrurile prea departe. Un alt amendament propus de unul dintre parlamentari prevede ca parlamentarii, primarii, consilierii să nu mai fie funcționari publici în sensul legii penale. Înseamnă asta că faptele acestora de corupție nu vor mai putea fi pedepsite conform legii penale? Mă rog, vine la pachet propunerea aceasta cu alte propuneri care vizează executarea pedepsei de până la 3 ani la domiciliu. Cred că nici nu merită comentate aceste propuneri, sunt... Dar asta cu arestul la domiciliu și vă adresez întrebarea asta pentru că foarte mulți dintre oamenii care se uită la noi și-au pus problema asta și chiar ne-am pus-o cumva problema în discuțiile de grup. Sunt oameni, sunt inclusiv urmăriți penal, al căror domiciliu este de fapt un... nu știu, un spațiu de câteva zeci sau sute de hectare, un fel de mini-orășel, în care pe lângă casa de locuit au spital, centru de joacă, părculeț și așa mai departe. Grădină zoologică. Grădină zoologică. Arestul la domiciliu înseamnă să trăiască în condițiile acelea? Da. Da. Ajungem la ceea ce i s-a permis lui Pablo Escobar ca o mare a înțelegerii cu guvernul din țara. Okay. Ceea ce este... Mai este asta o măsură punitivă? Adică să fii forțat să trăiești în condițiile astea? Sigur, nu toți au condițiile respective. Problema e că unii ar avea condițiile respective și nu este normal ca o persoană care a comis o infracțiune și e dovedit că a comis-o și care trebuie să execute o pedeapsă, să execute la domiciliu. E suficient că arestul preventiv la domiciliu, odată ce ai fost condamnat, se consideră pedeapsa executată. E suficient, e foarte mult. Și am înțeles, sper să fi înțeles corect, că pentru o serie de infracțiuni urmează să dispară dispunerea arestării preventive, ca menționat-o. Da. O serie de infracțiuni, cum ar fi spălarea banilor, evaziune fiscală, corupție, nerespectarea regimului, armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materialelor explozive, traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, și mai nu infracțiuni săvârșite prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică. Că vorbeam un pic mai devreme despre faptul că și metodele infractorilor evoluează odată cu tehnologia, ori aici mi se pare că e din nou un alt punct de inflexiune în care pare că ne autolimităm mijloacele pe care le avem la dispoziție pentru a combate infracțiunile evoluate din punct de vedere tehnologic. Aici e un contrast întotdeauna între ideea de om prezumat nevinovat până la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare și nevoia de a reacționa atunci când ai indicii clare, probe că o persoană a comis o infracțiune gravă. Este întotdeauna a existat un zbucium și nu numai la noi. În toate sistemele judiciare se discută cum ar fi mai bine, dacă e justificată arestarea preventivă
sau privarea de libertate trebuie să fie exclusiv după condamnarea definitivă. Nu cred că este normal și în contextul social, economic din România, nu cred că este firesc să restrângem foarte mult situațiile în care vom putea preventiv să arestăm, să privăm de libertate de cineva. La un moment dat am urmărit mai cu atenție sistemul englezesc și acolo, în timpul urmăririi penale și eventual al judecății, nu exista varianta cercetării în stare de libertate. Varianta aceasta este inexistentă. Există varianta arestului preventiv și varianta liberării condiționate pe cauțiune. Deci, astea sunt cele două întrebări. Ești arestat sau ești eliberat pe cauțiune? Adică ai fost arestat și te-am pus în libertate pe cauțiune. Nu există varianta, da, ai comis-o, dar cercetăm în stare de libertate până când vei fi dovedit vinovat. Noi suntem mai generoși din punctul ăsta de vedere și doar în unele categorii de infracțiuni putem să arestăm preventiv. Nu cred că România își permite să nu aresteze preventiv într-un furt calificat. Nici nu mai discut de alte infracțiuni mai grave. Una dintre persoanele care sunt acum la noi, Brezeanu Manuela Maria, vă întreabă care sunt consecințele măririi plafonului sumei de la care se declară deturnare de fonduri publice. Fără îndoială, un prag valoric minimal presupune inexistența răspunderii penale dacă fapta nu depășește acest prag. Deci, cu cât mergem mai sus, cu atât mai mult vom îngusta perspectiva tragerii la răspundere penală a autorilor de infracțiuni de genul acesta. Deci, e până la urmă un efect matematic pe care, dacă legiuitorul îl va impune, noi îl vom aplica. Dacă este de dorit un asemenea prag sau mărire a lui, Marius Mihăilescu ne ceartă un pic pentru că vorbim despre un amendament, nu despre proiectul de lege, și ne spune că OSR a depus 5.000 de amendamente și ne întreabă până când le vom discuta pe fiecare în parte. Marius, nu le vom discuta pe fiecare în parte, pentru că nu este rolul nostru să facem asta. Amendamentele se discută în comisiile de specialitate, înainte ca proiectele să poată trece mai departe. Ce ne-am propus să facem în această emisiune este să discutăm despre câteva amendamente care sunt excesiv de nocive și care ar putea să pericliteze independența justiției și libertatea pe care magistrații o au în a instrumenta anumite cazuri foarte grave, dacă aceste modificări trec. Nu ne-am propus să le discutăm de toate și nici nu cred că ar trebui să o facem, ca să fiu foarte sincer, pentru că durează mult și le-am luat oamenilor pâinea de la gură. Sper să nu te super pe noi, dar o să mai discutăm despre un amendament. Eu sper că acele amendamente propuse care sunt nocive, așa cum le numeați, nu vor trece. Și cred că chiar autoritatea legislativă, ca urmare a reacțiilor din societate, din sistemul judiciar, le va corecta. Dacă aceste amendamente nu vor trece și dacă reacția din societatea civilă, independent de discuția din această seară, de toate demersurile pe care și noi le-am făcut până acum sau nu, nu vor trece și vor fi anulate, promitem să relansăm invitația către domnul procuror șef pentru a ne vedea din nou într-o ediție în care să discutăm despre lucruri un pic mai concrete decât amendamentele astea care nu vor trece. M-aș bucura să bifăm la emisiuni parțial ratate, pentru că am discutat despre niște amendamente care nu vor trece, decât să regretăm cu toții după că nu ne-am bătut prea tare capul cu el. Și aș vrea să mai discutăm despre un amendament la articolul 83 din Codul de Procedură Penală, privind drepturile inculpatului la audierea martorului. Pentru că s-a discutat și despre acesta în mediul public, despre cum un inculpat, vinovat sau nu, de bună credință, are dreptul să asiste la audierea martorilor care îl acuză de diverse lucruri, iar amendamentul sună așa. Inculpatul are dreptul să participe la audierea oricărei persoane de către judecătorul de drepturi și libertăți, să formuleze plângeri, cereri, memorii și obiecțiuni.
În acest moment, audierea martorilor se poate face și martorilor sub acoperire sau persoanelor vătămate sau vulnerabile, se poate face și prin mijloace mai puțin intruzive, cum ar fi videoconferință sau alte metode de protejare a identității. Dacă acest amendament despre care ne vorbim în această seară trece, cum poate să fie audiat un martor într-un dosar de crimă organizată sau chiar de corupție majoră dacă este adus în fața unui șef de grupare interlopă și este pus în situația în care cu acel șef de grupare interlopă să recunoască toate acele acuze pe care le-a spus procurorilor? Cum ar putea să reacționeze acel martor? Cât de probabil ar fi ca acel martor să continue mai departe demersul de denunț și cât de în siguranță ar putea să fie după acest exercițiu? Amendamentul ăsta suferă un pic și de o redactare defectuoasă, în sensul că e o necorelare între justificarea propunerii legislative și amendamentul propriu-zis și textul propus, efectiv. Deci, dacă citim în paralel justificarea propunerii și propunerea propriu-zisă, nu prea reușim să înțelegem ce se urmărește, ce s-a, până la urmă, ce ar urma să treacă. Fără îndoială că nu este de imaginat ca victima unui viol sau unui trafic de persoane, eventual minoră, să fie obligată să îl înfrunte pe suspect sau inculpat. Este nefirest. Nu sună rezonabil, dar nu. Așa este formulat în acest moment. E o confuzie acolo și cu siguranță vom avea o rescriere a acestui amendament și eventual vom putea discuta mai aplicat pe varianta finală. Spuneți că ați văzut în proiectul acesta și niște modificări bune. Puteți să-mi dați un exemplu? Cred că nu știu dacă cred că nu e prinsă în setul de amendamente. Am văzut în directivă faptul că o să revin și la amendamente. Dar m-a surprins oarecum în directivă că aceasta în cadrul setului minimal de garanții procedurale pentru acuzat spune că nu ai voie ca procuror în actele procedurale pe care le întocmești în cauză să acreditezi ideea că persoana respectivă e vinovată. Ceea ce e diferit de modul cum lucrăm acum. De exemplu, într-un referat cu propunere de arestare preventivă formulată împotriva unei persoane, noi nu suntem atât de atenți pe cât pretinde directiva să nu ne scape niște judecăți de valoare din care rezultă că noi am crede în acest moment, pe probele pe care le avem, că respectiva a comis infracțiunea. Și directiva spune, n-ai voie să faci asemenea judecăți de valoare, trebuie să te limitezi la a face trimitere la probele care îl indică pe ăla ca potențial autor, dar n-ai voie să zici tu nimic de el, sau n-ai voie să creezi o asemenea impresie că persoana respectivă e vinovată. Deci nu numai în comunicarea publică pe care o faci presă, de exemplu, societății, trebuie să te abții de la asemenea judecăți de valoare, ci chiar și într-o propunere de arestare, iată. Se pare că e necesar un asemenea text în codul de procedură penală. Nu l-am văzut în setul de amendamente. Și acum strict pe amendamentele propuse, aspecte de detaliu în care vrem să limităm, de exemplu, timpul cât poate fi supus o persoană unei audieri. Nu neapărat numărul de ore propuse de către autorul amendamentului mi se pare corect, dar nu mi se pare incorectă o discuție de asta. Dacă n-ar trebui să limităm și cât și cum anume să o facem, pentru că dacă l-ai pe Breivik, norvegianul, de exemplu, la audiere și el vrea să dea declarație, presupunând că nu se prevalează de dreptul la tăcere, nu poți să faci o audiere de 3 ore.
ajungi, nu acoperi tot ceea ce interesează cauza. Și atunci a trebuit să o împarți pe mai multe zile. Mă rog. Nici să-l audieze 40 de ore fără somn nu ar fi firesc, bine. În această fază în care se află proiectele propuse de Parlament, ce credeți că ar trebui să facă cu magistrații? În legătură cu asta. Magistrații cred că au făcut ce era de făcut. Au transmis într-un mod pașnic îngrijorarea lor. Au făcut-o și reprezentanții lor într-un mod un pic mai detaliat. Au întocmit unele asociații broșuri cu exemple concrete. Asociația Procurorilor din România a făcut o broșură în care dă exemple concrete, niște cazuri imaginare și modul cum sunt afectate de aceste amendamente. Cred că s-a făcut destul încât să, să călcăm un pic frâna și să ne asigurăm că nu vor trece și aceste coduri în regimul de viteză în care au trecut legile justiției. Sperăm că e suficient. Ce instituții europene și cum ar putea fi ele invocate pot influența modificarea codurilor? Suntem între noi, ca să zic așa. Nu o să vină nimeni din afară să ne rezolve problemele acestea. Trebuie să ne le rezolvăm cu mecanismele pe care le avem la nivel național, constituțional. Vedeți, directivele astea creează un set de drepturi pentru diversi, pentru victime, pentru persoane vătămate. Eventual asta putem să corelăm drepturile victimei cu drepturile acuzatului și să vedem unde intră în conflict și să le așezăm acolo. Deci, citind actele emise de legislativul european, putem să ne inspirăm și să ne asigurăm că nu ne facem exces. Dar nu cred că e rezonabil să ne așteptăm ca, nu știu, președintele Parlamentului European să dea un telefon sau să trimită o scrisoare care să aibă vreun efect obligatoriu în procesul legislativ. E problema noastră. Nu știu dacă să mă bucur sau nu de asta, dar o să vedem care o să fie parcursul în următoarea perioadă. În încheiere, pentru că cumva din ce în ce mai mult din activitatea noastră se desfășoară pe Facebook și devine, și mă rog, rețelele sociale în general devine un mijloc de comunicare foarte important, și mai ales în contextul părăsirii țării de către unii dintre concetățenii noștri care au fost sau nu mai mult libertatea de a părăsi țara. De curând ați avut o postare pe Facebook care s-a viralizat destul de repede și pe care ați încheiat-o cu o afirmație. Unele state aleg să fie paradisuri fiscale, România devine primul paradis penal din lumea civilizată. Cu excesul acesta de drepturi pentru suspecți și inculpați, mi se pare că uităm ceea ce contează, de fapt, și o să ne trezim într-un soi de purge day în care fiecare va face ce va vrea și noi vom sta și ne vom uita la ei. Cred că trebuie să ne trezim un pic. Sintagma nu-mi aparține, vine dintr-o discuție pe care am avut-o între procurori în contextul acesta pe care l-am discutat azi, dar mi s-a părut relevant. Deci, în curând, s-ar putea să nu mai trebuiască să părăsească țara mulți dintre conaționalii noștri, pentru că s-ar putea să fie mai bine aici decât afară. Mai mult vor veni și alții. Pentru că va fi... Mă rog, nu încă o dată. Cred că lucrurile se vor așeza în perioada următoare și cred că procesul legislativ va reveni niște parametri de constituționalitate și de așteptare a cetățeanului rezonabil. Ok. Mi-am dorit să încheiem cumva într-o notă pozitivă. Bine, nu chiar în direcția asta, adică mă așteptam cumva să reușim să creștem la nivel de dorință a turiștilor, interesul mai degrabă pentru bătrâneii din Europa de Vest.
să sperăm, decât pentru această categorie de oameni. Dar probabil că cu toți trebuie să începem undeva. Noi suntem în prezent la un nivel de ordine publică peste media Uniunii Europene. Deci pot să circul la oră târzie, în cartiere nu foarte centrale, în București, mai mult decât în alte cartiere. Și cred că asta e direcția pe care, uite, asta e o zonă în care am putea să excelăm și să vină alții să învețe de la noi. Eu zic că asta e un drept pe care ni l-am câștigat destul de greu și la care ar fi păcat să renunțăm atât de ușor. Fiecare categorie profesională implicată în acest demers încearcă să-și facă atât de bine cât poate treaba și cei mai mulți chiar și-o fac. Există însă o componentă socială extrem de puternică pe care nicio organizație oficială nu o să reușească să suplinească și asta este obligația noastră cetățenească de a ști în ce fel de țară trăim acum, în ce fel de țară am putea trăi dacă anumite prevederi din modificările respective vor trece și să ne implicăm mai mult. Domnule Popor, vă mulțumesc mult pentru că ne-ați luat prezența și invitația rămâne valabilă pentru momentul în care amendamentele astea nu vor trece și vom avea niște coduri penale și de procedură penală care să arate diferit, pe care oricum va trebui să le înțelegem și pe acelea, chiar dacă nu vor arăta... Și atunci vom putea discuta pe ce trebuie modificate în ele, pentru că sunt de făcut modificări, fără îndoială, și le vrem făcut. Mulțumim mult! O seară bună tuturor, ne vedem săptămâna viitoare!